Agresiunile în familie ies adesea la iveală atunci când victima fie ajunge la spital, fie la poliție sau mai rău le este pusă viața în pericol. Mentalitatea potrivit căreia nu se moare dintr-o palmă a făcut ca fenomenul de violență domestică să fie întâlnit atât în mediul rural cât și în cel urban, la toate clasele sociale. Este adevărat că în mediile sărace cazurile de agresiune sunt pregnante, consumul de alcool în exces fiind factor principal. Victimele violenței sunt de regulă femei, mame, care din cauza lipsurilor preferă să rămână dintr-un mediu familial nociv. Acum acestea au o șansă la o viață mai liniștită, datorită centrului de primire în regim de urgență. La înființarea centrului aveam o statistică raportată de către primării, și anume 674 de familii în care existau comportamente violente, din care 345 erau familii cu copii. Cel mai mult colegii mei care s-au ocupat de consiliere cu aceasta s-au confruntat, că femeile încă spun că, doamne, dacă mi-ar da o palmă, n-ar fi o problemă, da, să nu mă lovească rău. Pe lângă consultanța psihologică, femeile primesc și sprijin în probleme juridice atunci când aleg să divorțeze de soț. În perioada de implementare a programului au fost obținute și 5 ordine de protecție pentru victimele violenței. Proiectul, care a fost realizat pe fonduri norvegiene nerambursabile, a presupus înființarea unui centru de primire în regim de urgență cu o capacitate de 9 locuri. S-a creat o structură formată din 3 dormitoare, o cameră de zi, birou de consiliere psihologică, birou personal și, bineînțeles, toalete separate pe sexe și speciale pentru beneficiari și personal. Și, bineînțeles, bucătărie. De asemenea, spațiul situat în curtea interioară a centrului a fost reamenajat, s-a creat un loc de joacă care conține topogan, leagăn, căsuță de joacă, precum și spații verzi cu alei pietonale. Proiectul, care a avut perioada de implementare în intervalul 1 mai 2015-30 aprilie 2016, este un real succes. Un exemplu este numărul de beneficiari, care inițial era de 12, iar în realitate au fost 29 de femei adăpostite și consiliate. Important de știut este că și după ce victimele părăsesc centrul, sunt monitorizate de către personal calificat. Chiar dacă proiectul a ajuns la final, centrul rămâne deschis pentru victimele violenței în familie.